Salutare tuturor, eu sunt iOliver și bine v-am regăsit într-un nou clip de Roblox. Astăzi vreau să vă arăt că în sfârșit m-am putut reconecta la acest cont vechi iOliver. Vedeți și voi profilul. N-am mai reușit să mă conectez la acest cont de mult timp, cred că am un an de când nu l-am mai folosit. Și uitați-vă și voi, John Dead 23-2020. Și în sfârșit m-am putut conecta, am avut noroc că am avut parola salvată și nume și tot, l-am avut salvate și m-am putut reconecta fără să fac, cum să zic, fără să mă verifice dacă sunt robot, dacă pași pentru securitate, da, să știți și voi. Și vreau să jucăm astăzi ceva, nu știu, hai un, habar n-am, dar să vedem, să căutăm ceva pe aici. Eu aș juca un Prison Life și eu. E vechi jocul, dar am zis să facem ceva de început cu acest cont, să jucăm ceva mai clasic. Până acum am vreo 3 conturi. Am Gamer World 4, am Nicoden 1614, ai Oliver. Și cam atât. Dar mai este un cont care nu este al meu. Este al lui frate meu. Și îl cheamă Ionita 63. Mamă, ia uitați-vă la mine. Mamă, boss, de boss mă, ia uite. Din ăsta, brățară cu... Nu brățară. Ia uitați. Am tot felul de accesorii cu Hello Kitty, what the fuck. Vreau să vă zic că skin-ul ăsta nu l-am făcut eu, deci cred că prea dată când am intrat pe contul ăsta a fost prin 2021, când mi-a dat o cunoștință contul. Și chiar asta se numea, ca și acum, ai Oliver. Și skin-ul nu l-am făcut eu, că vă dați seama, nu puneam eu Hello Kitty și de-astea. Dar s-ar trebui să-l mai editez pe parcurs, că am o grămadă de skin-uri. Tot la fel ca și ăsta, dar numai că n-au accesorii și de-astea. Și e mai bun așa. E mai bun fără accesorii. Decât să am un accesoriu din ăsta cu Hello Kitty. Ok, vreau să mă duc în camera la polițiști să încerc și eu să iau arma. Țin minte că m-am jucat jocul ăsta cu Samurai Hero vara asta, cred. Mamă, avem francezi, avem ruși pe hartă. Da, jocul merge foarte greu. Dar ăștia se împușcă pe aici. Mamă, ăsta are față de Goku. Oricum, am auzit că creatorul animeului Dragon Ball a murit. Deci, condoleanțe pentru creator. Oricum, a fost una dintre cele mai reușite animeuri. E foarte vechi anime-ul și creatorul acestuia a murit. Dă-te bă, jandarmi, că vreau să iau arma. Ei, m-a paralizat. M-a tăiat părțeana. Aoleu. M-a tăiat sprânceana. Gata, m-a omorât. Deja 3 minute. Vreau și eu să am un skin de la acel zandar. Așa, ia, unde, ia. Hai să încercăm să scăpăm, dacă tot nu reușim să intrăm pește ceacanăi ăștia. Uite, văd că am FPS-uri mai... Am mai multe FPS-uri. Oh, nu, nenea Bogdăr. Hai să fugim, bro. Let's go, bro. Ia uitați-vă la skin-ul meu. Frumușan. Da, pe unde să e? Pe aici trebuia să mă duc. Trebuia să ursul și să sar pe cealaltă parte. Dar n-am cum, că... N-e niciun polițist cooperant pe harta asta. Data trecută m-am ajutat Samurai Hero să scap. O să vă las canalul lui în descriere ca să vă abonați. Că face un conte foarte bun. Și la fel și Radu Hitler. Radu Hitler, mă scuzați, Radu Rusian.
vă rog să mă iertați, asta îl cheamă acum Radu Rușian. Hai să intrăm. A, uite, scara era aici. Iau tălpăra, l-am lăsat acolo, afară. A, ce... Bă, mi-este foarte dor de vremurile alea când Roblox-ul nu arăta chiar așa. Gata. Am scăpat. Hai să ne ducem și noi după băiatul ăsta. Să-i dea Dumnezeu sănătate că am scăpat datorită lui. Da, și înainte Roblox-ul prin 2019 nu arăta așa, mai ales pe meniu. Arăta exact la fel ca și acum. Deci harta asta, deci cred că nu s-a mai făcut update pe jocul ăsta, sincer. Nu s-a mai făcut niciun update. Tot așa a rămas. Și mi-e dor, mă, mi-e dor. Țin minte că mă jucam cu fratele meu de fiecare dată. Jailbreak, ce mai mă jucam, mă? Adormi. The fuck. Da, erau niște vremuri bune. Ok, s-a făcut noapte. Bun, și eu trebuie să mă duc să-mi iau mașină. Dacă există mașină în jocul ăsta. Dar trebuie cumva să nu mă observe poliția. Că mai sunt și de ăștia prin oraș. Și... E nasolă treaba dacă ne prinde domnul Bogdan. Mamă, da, ia și papa că l-am văzut. Vreau să intru într-o casă să văd dacă găsesc ceva. I-am văzut mașina lui ea. Deci sunt că pot să fur mașini în jocul ăsta. Asta e bine. Nu cred că nu e nimic aici. Mamă, intrăm prin ușă, ești nebun. Și ușa din aia din geam. A, iată-mă, niște mașini. Dacă mă vede vreun polițist, îl las. Nu prea am pe unde să mă duc. Bă! Ei. Vreau și eu să urc, vreau să urc. Așa. Fuzi, mă. Mamă, merge în 10 FPS-uri, să fugim de nenea, Bogdan. Să fugim de nenea policist. Da, ale policist. I-am furat mașina. Ok, am ecranul de la tabletă foarte închisă și nu prea pot vedea mare lucru, că na, economisim baterie. km la oră. Are kilometri, dați înapoi. Da, nas. Bă, nu putem să mergem și cu 100 km la oră, what? Da, harta e foarte mică, în caz că nu v-ați dat seama. E, cred că a doua oară când mă joc acest joc și e super șmecher. Dacă vreți să fac și un episod cu Jailbreak, să-mi scrieți în comentarii. Sunt curios să văd ce propunere aveți. Prisoner, sunt prisoner, must return to the server for lock and door cross and like. Da. Păcat pentru ei că eu sunt în libertate, nu mă poate prinde nimeni. Puțin, gata, să văd și eu. Ok, suntem la un magazin. Ar fi fost mai fain dacă aș fi furat o mașină de poliție, dar... N-aveam eu norocul ăsta. Da. Vedeți și voi în acest episod am reușit și eu să scap din închisoare. Au, dar s-au aprins luminile. A, uite că am ajuns. Am ajuns în închisoare, gata. Sau mai bine zis penitenciar.
Dar cred că suntem pe partea cealaltă, nu știu dacă mai departe e intrarea, dar hai să mergem în oraș, nu mergem înăuntru. Vreau inițial să mai iau niște prizonieri cu mine. Opa, o mașină de poliție. Da. Și bun, cam atât a fost acest episod. Stați puțin să mă ridic și să ies din mașină. Eu am fost Aioliver, vedeți și voi skin-ul. Asta face parte și din profilul meu de pe YouTube, adică desenul ăla pe care l-am pe canal. Eu am fost Aioliver, sper să mai revenim cu astfel de videoclipuri, cu caracterul ăsta minunat, care face parte din canal. Eu am fost Aioliver, sau cum mă și-au abonat și Gamer Without Any, și ne vedem cu alte videoclipuri. Pa, pa!